Consiliul Local Dumbrăvița a hotărât să plătească o chirie exorbitantă pe un spațiu unde ar funcționa o instituție de învățământ. Vorbim despre aproximativ 1,2 milioane de lei, conform ofertei aprobate pentru 4 ani. Suma reprezintă jumătate din cât ar valora o școală nouă, iar clădirea respectivă este goală de vreo 6 luni, pentru că nu se îngrămădesc potențialii chiriași. Nu e prost cine cere, ci e prost cine dă, este de părere consilierul local Radu George Vlădescu. Inoportună, motiv pentru care am votat împotrivă. Inoportună din cauza prețului pe care l-am considerat foarte mare pentru Dumbrăvița. Considerați că o soluție ar fi fost să se construiască alte instituții de învățământ și nu să dea bani pentru chirie pe spații care poate nu valorează atât de mult? Consider că există pentru această problemă soluții multiple, unele mai rapide, altele mai consumatoare de timp, să spunem așa. Cele consumatoare de timp, evident, și cele mai bune sunt construcția de clădiri de școală destinate școlii noi, cu finanțare externă, pentru că bugetul este destul de constrâns. Mai aveam varianta pe care am propus-o ca amendament la bugetul din acest an, achiziționarea de module în continuare, așa cum am mai achiziționat acum 2 ani. Sunt acele module prefabricate, special făcute pentru săli de clasă. Și mai era varianta de reamenajare a căminului cultural, care putea fi folosit în acest scop și care de altfel și este și în acest moment în anumite spații folosit ca și sală de clasă. Acesta a adăugat că e nevoie de școli noi, nu una, ci trei, plus liceu și încă 3 grădinițe. În ultimii 3 ani, administrația a făcut o școală și o creșă, începute deja dinainte, și a produs niște maculatură pentru 2 proiecte fără finanțare semnată încă.